Un frumos turneu de fotbal dedicat copiilor născuți în anul 2013 s-a desfășurat în peisajul pitoresc al comunei Izverna. Tinerii au îmbinat distracția cu sportul pe un impecabil teren sintetic. Stadionul din Izverna a fost gazda unui turneu de fotbal destinat copiilor născuți în anul 2013. Au participat echipe din județele Timiș, Dolj, Gorj și Mehedinți. Meciurile s-au desfășurat în sistem campionat, iar partidele au fost aprig disputate de către micii fotbaliști. Dacă sâmbătă vremea a fost potrivnică, duminică jucătorii au avut parte de o vreme admirabilă pentru fotbal. Copiii au beneficiat de condițiile foarte bune oferite de către stadionul sintetic din Izverna. Turneul de fotbal a fost organizat în memoria lui Alex Cojocaru, dispărut prematur, dar rămas viu în inima colegilor săi. De altfel, în fiecare zi, turneul a debutat cu un moment de reculegere în memoria lui Alex. Încă o dată. Te iubim, Alex! Încă o dată. Te iubim, Alex! Val m-a învățat că orice este posibil dacă muncești pentru asta, cum să ai prietenii adevărate și să-mi formez un caracter frumos alături de colegii mei și domnul antrenor. Cum este fără Alex lângă voi? Fără Alex lângă noi viața este tristă, dar el știu că este aproape. De acolo... vede de acolo, de sus. Ne bucurăm să avem prezenți la Izverna un număr de 6 echipe din 3 județe. Este vorba de Timișoara, Gorj, Mehedinți și Dolj, din 4 județe. Și ne bucurăm încă de această vreme minunată și de acești copii foarte, foarte talentați. Totodată este o zi specială pentru noi de a putea cumva să fim alături de familia lui Alex, prin colegii lui, prin antrenorii lui și prin dragostea pentru fotbal. Până la urmă, fotbalul ne unește și astăzi, știți și dumneavoastră, suntem alături de el și copiii se bucură de fotbal și simt în fiecare zi că Alex este printre ei și ajută de fiecare dată să câștige toate meciurile. Un turneu foarte frumos, echipe foarte bune, copii foarte talentați, în care a primat jocul, nu atât rezultate cât jocul, joaca și le mulțumesc încă o dată pentru invitație. Echipele participante la turneul de fotbal au fost răsplătite cu diplome și medalii, iar antrenorii au mai bifat încă o etapă din pregătirea viitorilor fotbaliști care vor face performanță.